Mi-a foarte bine că acest roman are și o tentă polițistă. El pornește ex abrupto, pornește de la un atentat, la ieșirea de la o mesă, la Charleroi. Și acolo, între oameni îngroziți, unii morți, unii răniți, alții aruncați la pământ, se află personajul nostru principal, Marius Constantinus. Mulțumesc, bună ziua! Nu eu sunt personajul principal, dar mă bucur că am ocazia de a vorbi despre această carte și de a vorbi din nou despre Erich Emanuel Schmidt, care într-adevăr este un bestseller aici, la Bookfest, un bestseller la Humanitas Fiction și un bestseller în general în Europa. Și cred că Schmidt a găsit cumva această riscă cu ouăle de aur, pentru că pe absolut orice ce pune mâna se transformă în bestseller. Lăsând gluma la o parte, evident că nu a dat cum să fie altfel, pentru că Schmidt stăpânește la perfecție câteva ingrediente sau câteva tehnici care fac ca aceste cărți ale lui să-și găsească imediat un public larg, un public divers și un public care, poate mai important decât toate celelalte chestiuni, rămâne alături de el, indiferent ce zonă tematică alege sau ce cheie în care să-și prezinte gândurile. Această carte, Omul care vedea dincolo de chipuri, cea mai recentă apărută în România grație editurii Humanitas Fiction, cred că nu ar trebui să fie văzute de noi neapărat cumva în continuarea apariției anterioare tot aici în România, Adolf Hasch, o lucrare monumentală dedicată unor figuri în oglindă, un Hitler pe care istoria ni l-a dat și un Hitler pe care istoria ni l-a refuzat, o lucrare absolut monumentală și admirabilă. Și cred că ar trebui să vină într-adevăr, așa cum spunea și doamna Denisa Comănescu, mai degrabă într-o continuare a Nopții de Foc, acea noapte în care Schmidt are o veritabilă epifanie în deșert și în care își descoperă propriul Dumnezeu și propria relație cu credința. Omul care vedea dincolo de chipuri, așa cum v-a spus și Ana Maria, este personajul principal al acestei cărți, un tânăr de 25 de ani, un tânăr de condiție socială medie prejoasă, un intern în redacția unui ziar local din Charleroi, care are acest dar de a vedea alături de fiecare dintre cei cu care vine în legătură morții semnificativi ai acestuia, practic personajele din trecutul fiecăruia de care ne este greu să ne despărțim sau de care, din potrivă, ei, acești morți, acești spirite, doresc să rămână alături de noi. Este, aș spune eu, un punct de cotitură în creația lui Erich Emanuel Schmidt, pentru că cred că este singura operă de ficțiune asumată în care Schmidt își conferă lui însuși un rol principal. Erich Emanuel Schmidt, scriitorul cu toate conflările lui, dar și cu toate faptele reale și foarte ușor verificabile, devine personaj principal cu un rol activ și veți vedea către finalul cărții determinant în transmiterea acestei povești. Este un act de curaj, un act care poate fi văzut și ca un soi de vanitate, dar și ca un soi de autoironie, cum foarte bine a spus Ana Maria. Cu siguranță este un act grație căruia noi cititorii îl cunoaștem mai bine pe Erich Emanuel Schmidt, intrăm în intimitatea lui, intrăm în reședința lui de la Germantii, cunoaștem anumite obiceiuri, anumite idiosincrazii. Sigur că ne face să privim cu o sprânceană un pic ridicată această transformare în personaj, figura autorială a lui Schmidt, întrebându-ne oare Schmidt la ce va merge mai departe dacă deja s-a transformat pe el în erou de carte, care va fi următorul pas pentru el. Dar dincolo de acest ocoliș suculent, trebuie să recunoaștem, cartea pune în discuție cele două dimensiuni ale lui Dumnezeu. Un Dumnezeu universal, văzut în repetate rânduri, în acest binom, Dumnezeul răzbunării, Dumnezeul necruțător și Dumnezeul iertării și al iubirii, cel în care de multe ori ne place să ne sprijinim. Și sunt
foarte multe puneri în oglindă ale acestor două chipuri ale lui Dumnezeu, inclusiv scena despre care Ana Maria v-a spus deja, o scenă extinsă și foarte, foarte bine scrisă, trebuie să recunoaștem, o reală conversație, un interviu ca la carte cu Dumnezeu, prilejuit de o incursiune semi-onirică, semi, să spunem, stupefiantă, grație ingerării unor stupefiante din America de Sud. Am ales și un fragment de citit, tocmai pentru că mi se pare o modalitate foarte modernă și foarte proaspătă de a reevalua această figură a lui Dumnezeu cu ambele atribute. Biblia, de exemplu, începe destul de bine cu facerea, cu Dumnezeu care pune ordine în haos și creează niște lucruri geniale. Castelele, globul pământesc, oceanul, diamantele, portocalele, piersicile, ciocolata, pisicile, penele de păun, digestia. Până aici avem de-a face cu un Dumnezeu blajin și generos. Pe urmă, se înfurie. Îi pedepsește pe Adam și pe Eva, fiindcă fac o greșeală, îi gonește din rai, îl condamnă pe bărbat la muncă și pe femeie la durere. Ce caracter murdar! Așadar, euforia n-a ținut mult. Înverșunarea continuă secole și secole în șir. Dumnezeu își regretă bunăvoința și generozitatea, e dezgustat de ființele pe care le-a creat și organizează un prim genocid. Pune la cale potopul ca să termine cu toți cei vii. Din fericire, familia lui Noe scapă, își continuă existența, dar nu trece mult și Dumnezeu se supără din nou. Incendiază orașele ca Sodoma și Gomora, Atma, Zeboim. Când sub comanda lui Moise își eliberează poporul de sub jugul faraonului, trimite Egiptului 10 plăci, proaște, țânțar, lăcuste, bube, ape otrăvite, care se termină cu uciderea pruncilor. Dar apoi ordin să se facă băi de sânge pentru lecucerirea pământului făgăduinței, în detrimentul populațiilor locale, provocând astfel un al doilea genocid, cel al cananeenilor. Și te scutesc acum de sfaturile pe care le-a dat lui Solomon, să-și distrugă adversarii, lui David să-i inichideze pe filisteni, de discursurile pompoase și dușmanoase din psalm. Dumnezeu belicosul provoacă războaiele de ale căror reguli își bate joc. Și, departe de a se opri doar la soldați, își varsă mânia pe femei, pe copii, pe oamenii cei mai slabi, pe cele mai nevinovate populații civile. În Noul Testament se mai potolește puțin, cu toate că își trimite fiul să crape pe o cruce, pe urmă pune și fulgere în cartea din urmă, Apocalipsa, o profeție înspăimântătoare, conform căreia patru cavaleri, călare pe patru cai, unul alb, unul roșu, unul negru și unul galben, aduc biruința, discordia, foametea și moartea. Acesta este fragmentul la care m-am oprit eu și dacă veți cumpăra cartea și dacă veți plonja în măruntare ei, veți vedea că mai apare și o a treia dimensiune a lui Dumnezeu, care ne este revelată de însăși replicile acestuia în acel pseudo-interviu despre care v-am vorbit. Este un Dumnezeu al precauției, un Dumnezeu al rezervei și un Dumnezeu care, prin această dimensiune absolută și demiurgică a lui, are generozitatea sau poate ironia, veți decide dumneavoastră, de a pune omul în prim plan și înzestrându-l la rândul lui cu liber arbitru, de a-l face, de fapt, propriul stăpân al propriei sale sorți, dincolo de orice fel de pendulare a acestuia către o imagine sau alta a divinității. Divinitatea fie cea pe care v-am citit-o, cea aceasta răspunătoare, vindicativă, fie divinitatea care orice s-ar întâmpla, iartă și iubește. Este o invitație pe care vă lansez, aceea de a descoperi acest al treilea tip al lui Dumnezeu și de a vedea care ar putea fi posibile resorturi pentru o radicalizare de tip religios, intrând în această carte, în Omul care vedea dincolo de chipuri, o altă probă până la urmă și a versatilității, care este un dar indiscutabil al lui Erich Emanuel Schmidt. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Marius Constantinescu, cu mine.